Buzăul înregistrează al cincilea deces al unui pacient care a fost confirmat cu coronavirus și de această dată este vorba despre un bolnav cu multiple comorbidități. Bărbatul fusese diagnosticat cu COVID-19 în timp ce era internat în spitalul județean. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului a fost înregistrat și cel de al cincilea deces în rândul pacienților cu COVID-19. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 62 de ani, care a fost inițial internat pe secția medicală a Spitalului Județean de Urgență. Ulterior a fost confirmat cu COVID-19 și transferat la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, acolo unde a fost înregistrat și decesul. Facem mențiune că acesta avea și alte comorbidități, printre care diabet insulinodependent și accident vascular cerebral. Astăzi, cifra îmbolnăvirilor de la începutul pandemiei a ajuns la 234 după anunțarea unui nou caz pozitiv la Buzău. La nivelul județului Buzău, astăzi în carantină instituționalizată se află 34 de persoane și 1680 de persoane sunt în izolare la domiciliu. În acest moment au fost confirmate 234 de cazuri de infectare cu COVID-19. Ultimul caz vizează o femeie în vârstă de 61 de ani care s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență cu simptome specifice coronavirusului, iar testele au arătat că acesta este pozitiv. A fost internată la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Potrivit autorităților buzoiene din sănătate, numărul persoanelor declarate vindecate și externate la nivelul județului Buzău a ajuns la 136.